La guvern e un briefing, vorbește ministrul Dan Bălceanu. Jalon este la Ministerul Mediului și domnul ministru aici. Astăzi a fost adoptat în ședința de guvern bugetul pentru Agenția Fondului de Mediu. În acest buget este inclusă și este inclus și acel program Prima Conectare și Jalon la această chestiune se referă la programul Prima Conectare. Pe valul renovării avem mai multe jaloane la Ministerul Dezvoltării, se referă la ghidurile care au fost deja publicate în monitor oficial de către Ministerul Dezvoltării, jaloanele ne fiind toate închise. De asemenea, la energie va fi lansat mâine apelul de proiecte privind producția de energie din surse regenerabile. Vă spuneam că la Ministerul de Finanțe există două jaloane deja închise de anul trecut, care nu a trebuit să fie făcut niciun act normativ acum. De asemenea, la Ministerul Muncii am avut câteva jaloane și aici mă refer pe de o parte la reforma privind sustenabilitatea pilonului de pensii 2. Este o ordonanță de urgență deja de câteva săptămâni în vigoare și fusese închis. Astăzi am instituit instrumentul financiar, fondul de fonduri pentru fondul de digitalizare, acțiune climatică și alte domenii de interes. Este un jalon pe care l-a avut de închis Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. De asemenea, este finalizat jalonul de la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului legat de acele OMD-uri, Organizațiile pentru Managementul Destinației, care este închis de câteva săptămâni. Și tot în colaborare cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Antreprenoriatului, am avut de închis un jalon privind planul de acțiune pentru utilizarea patrimoniului cultural în vederea sporirii competitivității sectorului turismului din România. Un alt jalon care a fost adoptat astăzi în guvern se referă la intrarea în vigoare a cadrului de reglementare pentru cicloturism, unde Ministerul Dezvoltării este Ministerul de Reformă. De asemenea, Ministerul Justiției a avut astăzi un act normativ și a fost adoptat în guvern referitor la intrarea în vigoare a hotărârii de guvern de aprobare a strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025. Agenția Națională pentru Achiziții Publice a avut un jalon închis încă de anul trecut. La educație sunt trei jaloane care vor fi închise astăzi și mâine. O să vă poate da mai multe detalii domnul ministru și oricum în cuvântul dânsului vă va detalia chiar unul dintre jaloane referitor la proiecte care vor fi finanțate din PNRR. Dacă dumneavoastră aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Sunt convins că sunt. Bună ziua, Gabriela Mihai, BN TV. Concret, vreau să ne spuneți, domnule ministru, dacă toate jaloanele vor fi finalizate până mâine. Da, în urma ședinței de guvern e un briefing de presă la care participă mai mulți miniștri. L-am ascultat pe Dan Vâlceanu cu ultimele informații despre jaloanele din PNRR pe care România le atinge la limit.